ăla și pleacă. Mă, ce te costă, mă, cum să dai mâna? Cum îi făcea Cortez și Mudica lui Ronaldo? Da, da. Cum și Mușina și Mudica pe lângă Ronaldo, Marele și Mudica. Așa era pe lângă. Era așa, mai avea puțin, ca în Puss in the Boots, știi pisicile când fac o ea, să-i zică, să-i facă cu ochii. Ce răutăcios ești. Ce răutăcios ești cu Șumudică, incredibil. Și să-i facă ochii așa. Mă auzi așa? Așa mai avea puțin. Să-și lase Șumii. El, războinicul, el, mamă, el. Ba se retrage, ba revine în antrenorat, ba intră, ba pleacă. Ba, ți-am spus, antrenorul care... Uite poza. M-auzi? Cu Haralanga. Da, m-auzi? M-auzi? Da, poza, m-auzi? Singurul antrenor din lume care a ajuns antrenor și antrenează doar pe baza de declarații. Atâta, n-are nicio treabă, mai înțeleg. Dar la declarații sparge pe bine, toți. Dar o face foarte bine. Și m-auzi, parcă îl văd eu. A, nu, că de fapt eu n-am vrut să-i certi că oru, mai și de declarațiile ale lui obraznice. Nu au vorbit mai despre... Nu, au vorbit, îți spun eu despre ce. Nu, despre... m-au vorbit, dar n-am vrut să-i că Șumii. I-a zis Cristiano, da, Șumii, vreau să-ți fac o confidență, că ești prea șmecher ca antrenor aici, mai înțeles? Uite, am niște probleme cu Georgina, nu prea mă mai înțeleg. Ai un sfat cumva pentru mine? Da, mai înțeles că tu cu antrenoratul ești mai subțire, dar sfaturi de viață dai la toată lumea, mai înțeles? Și Cristiano, disperat, după mea s-a dus direct, mă ajuți, mă, cu Georgina. Șumii, mă ajuți. Să ies din impas. Șumii, mă ajuți. Șumii, mă ajuți, înțelegi? Așa mai avea puțin să-i facă. Cristiano, să-ți lase ore, să facă ochii mari ca pisicile. Așa, dă și mie tricou, da, păi tu nu ești, mă, Șumudică. Fă, te rog, da, dar nu le spui la așa că ți-am cerut tricou, da? Te rog, păi ce-am uite poza. Aole, vă înțelegi? Ia uite, să uite asta, ce vrei, mă? Parcă așa se uită, ce mai vrei, bă, și tu, mai da, uite, înțeles? Șumudică, zici că el a jucat, uite ce trebuie, îți dai seama ce tensiune ce trește, nu, ce emoții. Nu. El avea emoții că s-a dus la Ronaldo, să-i ceară tricou. Nu, că nu transpira așa. Da. Nu, așa, acum glumind un pic, că chiar a fost ăla foarte îngrijorat după meci, că își pierduse cercelul și a crezut că în momentul când l-a pupat Șumii, a sustras și cercelul din loc, din la urechea stângă, la loc. Bine, e un eveniment, îți dai seama, să joci contra lui Ronaldo, să fii acolo la un jumătate de metru de el, pentru orice antrenor, cred că este o mândrie, un astfel de jucător la nivelul ăsta, să joci contra echipei lui în postura de antrenor la echipa adversă, e un eveniment. Dacă ți-aduce aminte și arbitrul nostru, care chiar dacă a făcut-o într-un scop nobil, caritabil, se duce după Haaland pe tunel pe acolo și roagă să-i dea un tricou, să-i semneze pe cartonașe și așa mai departe. E un suvenir care peste ani și ani poate însemna jumate din salariul pe an la vreo casă de licitație celebră. Da, că... și asta e adevărat. Hai da. Să fim serioși. Cristiano, să-ți iau Șume. Nu e ieșit așa, doar chit-chit. Aoleu, doamne. Chit-chit, da, doar.